Alin Drăgușanu învață din clasa 5-a la instituția școlară din Piatra Neamț, unde a reușit cele mai frumoase performanțe atât pe plan sportiv cât și educațional. El este medaliat cu argint în acest an la ONSS, dar vrea ca în viitor să își îmbunătățească vitrina cu medalii și cupe. Cum ai caracterizat-o că a fost pentru tine acest sezon? Sportiv mă refer. Sportiv. În acest an competițional am obținut o medalie de argint. A fost super fain. Și în acest an școlar a fost destul de greu și încercăm să obținem un rezultat bun la examene și să mergem mai departe cu liceul cu program sportiv Piatra Neamț, fiindcă este un liceu extraordinar. Sportivul petreanu și-a făcut planuri mari pentru această vară, însă în vacanță vrea să se pregătească și individual. E greu să mergi pe două fronturi și cu școala și cu handball, cu sportul? M-am obișnuit, pot să spun, din clasa 5-a. Nu este foarte greu, dar copilăria mea este așa, nu știu cum să spun, dimineața la școală, apoi la antrenamente, acasă, teme, afară nu am când să ies, dar nu mă supăr deloc, fiindcă îmi place această viață. Totuși, ce vrei să faci în această vacanță? În această vacanță mi-am propus foarte multe chestii, să plec la țară, nu am așa multe visuri, gânduri. Alin Drăgușanu are 14 ani și campionatul viitor va evolua tot în competiția juniorilor 3, alături de cei mai mulți dintre actualii colegi de clasă și de echipă.